Bine ați venit la primul episod al podcastului Ce mai zici? Eu sunt Tudor Matei. Alături de Barbara. Iar pentru prima ediție avem un invitat cu adevărat special. Este peste tot, iar astăzi a venit și la noi. Este vorba despre Marius Manole, căruia îi mulțumim pentru prezență. Bine v-am găsit și sunt foarte onorat că sunt primul vostru invitat. Baftă să fie într-un cel bun. Noi suntem onorați. Așa că aș vrea să încep cu întrebarea emblematică a podcastului nostru și anume, ce mai zici? Sau mai bine zis, mai ai timp să zici ceva? Timp de zis există întotdeauna, timp de făcut e mai puțin, dar de zis noi cam zicem în România, mai mult zicem decât facem, așa că cred că e mai important timpul de făcut decât de zis. Da, există timp, dacă vrei și dacă ai un țel și dacă ai scopuri și dacă vrei să ai timp, ai timp. Ziua la mine nu are 24 de ore, are 48, 50, 54, habar n-am câte are, că eu nu... E adevărat că și dorm foarte puțin, dar... Mi-am găsit tot timpul timp de făcut lucruri. Toată lumea se miră cum, în ce fel, de ce, cum așa de mult și în așa, cum reușesc. Pentru că sunt foarte bine organizat și pentru că sunt foarte eficient. Adică unde mă duc, nu zic. Unde mă duc, fac. Și atunci dacă tu îți faci treaba unde așa, ai timp pentru foarte multe lucruri. Adică ai timp să și citești, ai timp să și lucrezi, ai timp să mergi la podcasturi, ai timp să te uiți la un documentar, ai timp de multe lucruri. Trebuie doar să vrei. În rest, de zis așa, zic că uite, mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta și că pare o normalitate că suntem aici și faceți lucrul ăsta și într-o lume în care acum e într-o totală degringoladă și o zăpăceală și o fugă și toată lumea lovește pe toată lumea, e foarte puțin loc pentru calm, frumos, discuții liniștite despre lucruri care să fie constructive și nu destructive. Lumea, în general, în perioada asta, din frustrare, din oboseală, din uneori poate chiar din nefericire, e tentativă să lovească, să distrugă, să dea, să devină ușor agresivă, chiar ușor mai mult agresivă. E o perioadă foarte complicată pentru noi la 45, dar aminte pentru voi nici nu vreau să mă gândesc cum arată lumea asta din punctul vostru de vedere. Poate o să-mi spuneți voi la un moment dat. E destul de greu de suportat și din punctul meu. Dar tot timpul există o insulă unde poți să te găsești cu oameni care îți fac plăcere, oameni care ți se aseamănă, cu care ai aceleași idealuri, care ai aceleași scopuri și cu care poți să faci lucruri în general. Corect, așa este și ai avut parte de asemenea comentarii negative? Eu? Da, la nivel personal. Sunt maestru. Eu sunt tatăl lor la asta. Nu știu de ce, nu știu cum mi-atrag, nu știu cum fac, dar chiar, da, uite că m-ați și nimerit acum pe subiect, că tocmai mă cer cu... Și asta e o prostie, că n-ar trebui să răspund pe Facebook, dar nu știu de ce, pentru că, îți spun de ce. Pentru că, de exemplu, o doamnă de undeva din Cluj, am aflat, eu, de exemplu, zice, mă, eu m-am săturat de Manole ăsta și de Pavlo și de Pelea și, bă, prea sunt băgați pe gât și, bă, nu ne bagă nimeni pe gât. Adică, sigur că, în mod normal, ar trebui să dau ignor, să șterg, să dau bloc, să trec mai departe. Dar ce uită oamenii ăștia, tot timpul mi se pare, apropo de oamenii care sunt cunoscuți sau care au vizibilitate mai mare, uită că și noi suntem făcuți din carne și că avem o inimă, avem sentimente și noi plângem și pe noi ne doare. Ei vorbesc de parcă noi am fi undeva de ceară, așa, și că nu ne-ar atinge. Când încep să le răspunzi, încep să-și ceară scuze, știți, n-am vrut să spun asta, a sunat prost. Păi, gândește-te când pui niște cuvinte pe hârtie, că cuvintele astea ar putea să rănească foarte tare pe cineva, știi? Și sunt multe de astea, dar sigur e... Când te pui cu... Mă rog, te trezești într-o conversație. În mod normal ar trebui să ignorăm lucrurile astea, dar câteodată, uite, și noi suntem foarte obosiți de pe drumuri, de pe asta și îți vine să răspunzi, pentru că te doare, că e legat de munca ta, ai muncit 45 de ani, ai tras ca un nebun ca să-ți faci un nume, să ajungi, că nu e ușor. Adică nimănui, dacă își imaginează cineva că meseria asta mea se face doar cu pile, sau a noastră, ce vrei tu, jurnalism, se face doar cu... E o greșeală, pentru că nu se face fără muncă. Orice pilă ai avea, faci odată, pe pilă, a doua, dar nu se poate face la nesfârșit. Adică ulterior nu merge multe ori. Trebuie să muncești enorm ca să ajungi undeva, să-ți construiești un nume, ca apoi să poți beneficia de numele ăsta. Dar știi, scuza mediocrității e că a avut pe cineva, l-a ajutat cineva, face-l parte din... Nu, n-are cum mai să... Nu, nu e așa. Mai ales în meseriile astea care sunt extrem de subiective, sunt meserii de vocații, vocaționale și nu prea poți să păcălești. Adică publicul nu-i tâmpit să vină în sală să te aplaude pe tine când tu ești prost.
Nu. Și mai e o chestie, asta e o meserie, meseria mea de actor, e o meserie în care dai examen în fiecare seară. Și când zic în fiecare seară, chiar zic în fiecare seară, înțelegi? Adică nu prea poți păcăli așa ușor. Dar mă rog, hai să lăsăm asta să vorbim de lucruri mai luminoase. Păi, da, normal, că oricum niciun comentariu negativ nu stă în cale și nimic nu ar trebui să stea în calea muncii tale. Nu, și mai mult decât atât, parcă îți dă o energie mai puternică să faci și mai multe lucruri. Da, te motivează foarte tare. Da, asta e o chestie foarte tare, să-ți iei energia exact de acolo de unde vine hate-ul, știi? Lasă-i să Michael vorbească Jordan și... Michael Jordan făcea asta cu... Da? Da, nu știam. Da, lua totul personal, da. Foarte interesant, da. Nu, mă gândeam, știți, și mă uit, adică n-am cum să nu mă uit. Mă uit la Simona Halep, de exemplu. Hmm. Fata asta a făcut un lucru absolut incredibil pentru România. Incredibil. Să te trezești, să-i scrii, nu știu ce, mizerie acolo, că mi se strânge sufletul, mi se strânge stomacul. Poate ea are norocul și nu se uită, sau poate, deși ea se uită la început și eu și dureau, după aia am învățat. Dar este... E foarte complicat, e foarte complicat. Și apoi ne plângem că nu e cine să reprezinte România. Exact. Da. După ce că noi nu ajutăm cu nimic, după ce că noi nu facem nimic pentru ei, după aia veni să le mai dăm și în cap. Asta este, dacă a ieșit unul, de ce mă să nu-l tragem noi să fim cu toți într-o gloată, dacă toți sunt? De ce? De ce să lăsăm? Na, da, vorba ta, e o motivație foarte bună să mergi mai departe, să mergi înainte. Dar nici evenimentul de pe 3 februarie nu ți-a stat în cale. Nu. Și după... Te-ai descurcat onorabil, aș putea spune. Și ca să înțelegem mai bine, jucai în parcă repetiție pentru lumea mai bună, Regele Radu a filmat Teatrul Național la Sala Mare și s-a întâmplat un accident. Se întâmplă, accidentele se întâmplă, deci nu e nimic extraordinar în asta. Am alergat după o minge, trebuia să o las să cadă în sală, n-am mai lăsat-o, am zis hai să o prind să o duc în sală și am intrat într-un hol șurub, atât am ieșit din scenă și mi s-a tăiat jumate de genunchi. Na, acum sincer vă spun, nu m-a durut, am simțit o gusturime așa mică, m-am uitat, am văzut că atârnă o bucățică de carne, așa, și am hotărât totuși să continui spectacolul, pentru că mai erau 2 ore de spectacol și pentru că publicul ăla venise la teatru și în seara aia, și oamenii ca să vină la teatru își rup din timp, își organizează cu bone, să stea cineva cu copii, să poată merge și ei la spectacol, și mi s-a părut nedrept ca pentru o rană, așa, să, dacă era ceva mai grav, sigur că nu sunt nebun și aș fi întrerupt, dar nu, am considerat că așa am mers mai departe, foarte bine, după am mers la spital, m-au cusut și aia a fost și a doua zi n-am suspendat niciun spectacol, pentru că, repet, nu m-a durut deloc, nu știu cum, am avut noroc și aveam încă vreo 10 spectacole următoarele 10 zile când eu trebuia să stau realmente cu piciorul întins, am refuzat să stau piciorul întins și m-am dus și am jucat toate spectacolele, n-am suspendat nimic. Nu e un act de glorie, nu e un act de bravură, nu m-a durut nimic, dacă mă durea ceva, recunosc că aș fi stat, dar nu. Adică atâta timp cât pot să-mi fac treaba și Teatrul Național acum e într-o perioadă foarte bună. Teatrele în general sunt o perioadă foarte bună. Asta e un lucru foarte rar. Să vând biletele ca pâinea caldă, acum sigur că asta poate fi interpretată, dar nu contează. Și noi la teatru vindem biletele în 2, 3, 5 minute. Și atunci să trimiți acasă 6 săli a câte 900 de oameni, înseamnă ceva și după aia se reprogramează, e ceva foarte rău și n-ai cum să faci asta. De-aia n-am vrut să suspend niciun spectacol. Eu chiar aș vrea să mă leg de asta. Am văzut că, cum ai zis și tu acum, mereu spectacolele, sale de teatru sunt full. Am fost recent și la Bătrâna și Hoțul. Uh-huh, uh-huh. Full. Da. Totuși se spune că nivelul cultural al românilor în general a cam scăzut în ultimii ani și am vrut să văd cam ce-i de zis în privința asta. Oare are cumva legătură și cu faptul că sunt plus minus 30 de teatre la 3 milioane de oameni în București? Nu, sunt foarte puține teatre. Noi nu avem săli de spectacole în București. Noi suntem 7 teatre. Gândiți-vă câte teatre sunt la Londra, gândiți-vă câte teatre sunt la Paris, gândiți-vă câte teatre sunt numai în Budapesta. Noi avem foarte puțin... După gustul meu, noi am încurajat lipsa asta de cultură. Adică n-am făcut nimic ca să ajutăm asta. Adică nu că n-am făcut nimic, ba chiar am căutat să distrugem în ultimii 30 de ani tot ce înseamnă educație și cultură. Pentru că știm și noi că un popor care nu are cultură e foarte ușor de controlat. Da. Nu? Și atunci de ce noi să nu facă, de ce mai marii noștri să nu facă lucrul ăsta? Cultura după gustul meu, educația egal sărăcie și așa mai departe. Oamenii într-adevăr nu sunt de condamnat, adică când tu muncești de sar capacele, parcă nu ți intră să intri în bibliotecă să îți iei o carte să citești, că nu mai ai nici timp, nici chef. Deși pe timpul comunismului mi-aduc aminte că părinții noștri făceau rost de cărți foarte greu și le citeau pe ascuns și citeau enorm, chiar și în perioada aia de mare sărăcie și de
mare, da, mă rog, erau alte timpuri. Da, suntem într-o perioadă în care cultura nu e, oamenii nu sunt chiar cei mai... Dar sălile sunt pline pentru că e și o modă, trebuie să recunoaștem. Nu vi se pare un fel de trend așa? Am fost la teatru, da. am văzut-o pe doamna Maia Morgan și l-am văzut pe domnul Rebenciuc, povestește. Dar eu sunt de acord cu orice motivație dacă omul intră într-o sală de teatru. Adică n-are cum să nu rămână cu ceva. Dacă tot a ajuns acolo, chiar și din snobism, chiar și din ce vreți voi, eu tot cred că e un lucru bun. Ca un tânăr, ca un om să calce într-o sală de teatru să vadă un spectacol. Nu se poate să nu plece îmbogățit de acolo. Corect. Dar ați menționat de tineri acum. Uh-huh. Și ca să vorbim puțin de acest subiect, v-ar fi plăcut, ți-ar fi plăcut să fii adolescent în ziua tot îți vine să vorbești cu vați. Da, de fapt profesional. E adevărat că și vârsta vă permite, așa. Dacă ți-ar fi plăcut să fii adolescent, sau ce părere ai despre adolescenții din ziua Mi s-ar fi părut foarte greu să fiu adolescent în perioada asta. Foarte greu, adică foarte complicat. Noi totuși am fost, adolescența mea a fost în anii 94, pe acolo, 90, cred că, nu? Dacă am 45 de ani, cam pe acolo. Am fost mult mai fericit decât voi și trăiam într-o lume mult mai, nu știu, mai săracă în tentații, cumva, știi? Adică să fiu părinte acum, nu sunt, dar dacă aș fi eu, asta cu inima cât un purice când copilul meu sau ar pleca undeva la școală sau s-ar întoarce. Sigur, asta nu înseamnă că trebuie să trăim cu frică permanentă, dar mi se pare că aveți foarte multe tentații și că e foarte ușor să nimeriți într-un cer greșit, să... Gândiți-vă, perioada mea, în timpul meu, nu erau droguri, de exemplu. Nu aveam telefoane mobile, nu aveam Facebook, nu aveam Instagram, nu aveam TikTok, nu se punea problema ca oameni, copiii să stea atâta timp pe rețele, să poată interacționa cu cineva necunoscut, de exemplu, cum se poate face acum. Nu știu, zău, adică cunoscându-mă, eu sunt balanță, sunt o fire foarte rebelă de felul meu și foarte dezechilibrată în echilibru meu, aș fi fost foarte tentat de foarte multe lucruri. Recunosc sincer că nu știu cum aș fi descurcat dacă aș fi fost adolescent în perioada asta. Habar n-am. Nu știu voi cum vă descurcați. Vouă cum vi se pare? Foarte ușor să deviezi, într-adevăr, în ziua de azi. Așa e. Dar mă gândesc că ajută foarte mult să ai un scop, să ai un de ce. Da. De exemplu, podcastul ăsta, All Things Loud, ce facem noi. Cumva avea un scop, presupun, îți dă o motivație. Motivația vine cu scopul. E adevărat, cumva, știi că și eu tentația mea e să gândesc doar după bula noastră. Noi totuși trăim într-o bulă. Dar gândiți-vă niște copii adolescenți din sate. Niște adolescenți care trăiesc la marginea unor orașe. Mm-hmm. Acolo scopul și asta e foarte complicat. Adică e foarte... Noi vorbeam de podcast, ei n-au acces poate la... Sau habar n-am, dar e la educare, e foarte complicat. Adică e greu, nu știu. Noi că de adolescenți, noi ne referim la noi acum că suntem aici, frumos, dar adolescenții sunt peste tot. Știi, de aia zic că e greu. Da. E foarte greu pentru părinți și pentru adolescenți. Sigur, contează și educația de acasă, presupun, are lucru. Ziua de azi. Și da, și nu într-un fel, pentru că eu am cunoscut adolescenți care au picat în anumite tentații, fiind dintr-o familie foarte bune, de profesori universitari sau de doctori sau de, și nu a contat asta neapărat, adică efectiv e foarte periculos, cred. Da, uite, voi vă descurcați foarte bine, bravo vouă. Mulțumim, încercăm. Acum, greșeli face toată lumea, important să nu faci greșelile alea mari și capitale. Sigur că experiențe, îți alunecă piciorul, mai se întâmplă, că totuși trebuie să înveți de undeva. Am greșit cu toții, greșeli am făcut toți, vorba unui text. Prostii am făcut toți. Totul e să și înveți din ele și totul e să nu revii la ele. Adică cred, asta ar fi ideal. Să fii conștient că e în regulă totul să greșești, dar să nu revii la ele. Să nu revii și să nu faci greșelile alea mari. Care să te coste mult mai mult decât experiența în sine, știi? Mm-hmm. Sper să spun că tu ai trecut prin așa ceva, o greșeală majoră în adolescență? A fost ceva? Eu am făcut greșelile care se fac la timpul lor. Și mai cred că greșelile trebuie făcute la timpul lor, știi, că acum mai chestia asta, că dacă la 45 de ani te trezești să trăiești ca la 18, să umbli prin cluburi sau nu știu ce să faci, nu e chiar bine, că la 45 de ani, eu cred că greșelile astea trebuie făcute dacă le faci la timpul lor. Sigur că am făcut, am avut și eu tentația cu alcoolul, am avut și eu tentațiile care, mă rog, repet, la vârsta mea lucrurile erau mult mai, n-aveai ce mari tentații să ai.
Am făcut și eu, fugit de acasă, plecat de acasă, revolta contra părinților, după aia am păcatul cu părinții, am trecut prin toate astea, am fost adolescent și eu am fost un adolescent foarte problematic, n-am fost cel mai cumit, am fost, era să fiu exmatriculat, pentru că mă descoperisem teatrul la Iași în clasa 11-a și gata, eram cu ei, mi se părea că aia e viața, stăteam la băut până târziu cu ei, mi se părea că sunt fascinanți și într-adevăr erau fascinanți și mă duceam la școală și dormeam cu capul pe bancă și a sunat diriginta într-o zi și a zis: domnul Manole, îl exmatriculăm, el nu vine la școală de 2 săptămâni. Păi cum nu vine la școală? Că eu pleacă de acasă la școală. Nu știu unde se duce de la școală, n-a ajuns. Ce facem cu el? Aoleu, și-a început tata să-mi zică: fii atent, că ți-am luat loc la muncă, de muncă la fabrică. Dacă nu-i bacalaureatul, dacă nu asta, aici ajungi. Și m-a dus cu forța să văd fabrica, să văd motosdivuitorul, să văd, ca să-mi dea un exemplu. Și nu mă speria, că pe mine munca nu m-a speriat niciodată. Dar mă uitam așa straniu și spuneam, îmi gândeam de ce nu înțelege el că eu totuși am ceva în cap și de ce nu are încredere în mine. De ce nu mizează pe mine totuși, că am și eu în capul. Și așa a și fost, i-a și demonstrat timpul că eu știam ce fac. Bine, forma în care o făceam nu era cea mai bună. Dar până la urmă, uite că m-am descurcat și na. Da, am făcut greșeli, dar n-am făcut greșeli foarte mari. Deci cumva să știm când să riscăm, să facem anumite... Riscăm? Da. Cât să riscăm? Să facem anumite sacrificii. Ideal ar fi să nu greșești, că na, nimeni nu... Da, dacă se întâmplă, nu e capă de țară, e capă experiență, vezi de acolo și mergi mai departe și niciodată nu revii la greșeala aia. Eu am rămas cu... Asta ai zis, munca nu te-a speriat niciodată. Absolut niciodată. Și aș vrea să leg asta de o altă întrebare. Cât de importantă e, de exemplu, în cariera de actor, munca în comparație cu talentul? Adică poți să devii actor fără mult talent, dar cu o dorință, cu dorință mare? Cu... Eu cred că da. Cred că poți să faci foarte multe lucruri cu muncă și cu dorință. Chiar dacă și cu pasiune, chiar dacă nu ai talentul ăla cel mai mare. Eu cunosc destul exemple de actori care n-au fost răluciți la început și acum sunt niște actori extraordinari pentru că și-au dorit atât de tare, au exersat atât de tare, au muncit atât de mult sau au avut întâlniri pe care ei le-au provocat cu regizori importanți, cu oameni de la care au învățat și care acum sunt niște actori extraordinari. Nimeni nu știe ce înseamnă talentul. Chekhov spune frumos, talentul înseamnă minte liberă, curaj, atât. Nu știm ce înseamnă talentul, pentru că nu poți să... Asta, noi trăim în niște meserii foarte subiective. Știi, îți place sau nu îți place cum joacă un om, n-ai ce să... Dar cred foarte tare că munca înseamnă 90%. Cum poți să ai un talent foarte mare, să fii hăruit și să... așa, și dacă nu muncești și îți bagi joc de talentul ăsta, să ajungi să distrugi acest talent. El se distruge foarte ușor. Adică depinde de foarte mare, de alegerile pe care le faci, de conjuncturile pe care le găsești, de oamenii cu care te însoțești, de foarte multe lucruri depinde păstrarea acestui talent, care este o chestie foarte fragilă, știi? De-aia trebuie, cred că multe din viața noastră ține de alegeri. Dar chiar acum, mai bine de un deceniu, cred, ai avut ocazia să colaborezi cu regizorul Andrei Șerban, da. Și chiar într-un reportaj ai spus că cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la el a fost să nu te bazezi pe lauda talentului și că talentul trebuie mereu lucrat. Așa, el are o teorie foarte frumoasă, nu știu dacă e neapărat a lui, dar oricum a citit-o, că e nu foarte informat, spune frumos despre o floare care trebuie păstrată în om, proaspătă. Floarea talentului care trebuie păstrată proaspătă, și asta nici de cum nu se udă cu lacrimi, laude. Mereu, de când mă știu, instinctiv, nu-mi dau seama de unde, am învățat lecția asta că nu trebuie să mă culc pe ureche dacă sunt lăudat. Și de aia, cumva, eu am mers la extrema chestii astea, că n-am primit niciodată nu mi-am dat voie să primesc laude și terminam o premieră și chiar dacă mi-eșea foarte bine, eu fugeam deja la următorul spectacol și nu lăsam să ajungă la mine la urechea mea: mamă, ce bun ai fost, ce frumos e spectacol, și treceam mai departe. Asta a fost un lucru foarte bun, că m-a ajutat să rămân cu picioarele pe pământ și să-mi păstrez modestia și umilința de care ai nevoie în meseriile astea vocaționale, știi? E nevoie de o anumită umilință, dar cred că în toate lucrurile mari pe care le faci, e nevoie de un soi de umilință, dar umilință în ce sens? Nu de... nevoie de să știi tot timpul că mai ai de învățat, să știi tot timpul că mai ai de lucrat, să știi tot timpul că astea sunt niște meserii, meseria mea, meserie în care, pe care nu o cunoști niciodată, tot timpul e de la capăt cu fiecare rol. E, nu mi-am dat voie foarte mult timp, dar asta și săpa ceva în mine, știi, ne lăsând să primesc laud, trebuie să-ți bucur și sufletul, și atunci la un moment dat am ajuns la un soi de epuizare, pentru că eu nu primeam nimic, doar dădeam. E, după pandemie am învățat să primesc laudele și am învățat să mă bucur de reușite, nu să mă umflu în pene,
bine, dar să mă bucur de lucrurile pe care le fac bine, pentru că după muncă și răsplată și trebuie să-ți dai voie să te premiezi într-un fel, știi? Dar, repet, și revenind la tine, la Andrei Șerban, da, asta a fost o lecție foarte importantă, că nu trebuie niciodată să te consideri că ești cel mai bun, cel mai mare, că ești un actor, pentru că suntem mulți actori, foarte mulți actori sunt buni în România, foarte mulți actori. Repet, depinde de alegeri, de alegerile conjuncturilor, de întâlnirile pe care le au și cum profiți de întâlniri, știi? Pentru că de multe ori poți să ai o întâlnire cu un om și mi s-a întâmplat asta, repet cu regizorul ăla, ai mă, repet cu regizorul, ce tăi, e regizor? Și repet și învăț extrem de multe lucruri de la omul ăla. Pentru că depinde de ce șansă îți dai tu să înveți. Dacă tu îți oprești, ai mă, că desconsideră, e un prost, n-ai ce să înveți de la el. Nu, e greșit. Poți să înveți de la orice om de pe lumea asta și de la un copil de 7 ani. Și poți să înveți oricând, dacă tu vrei să înveți și dacă vrei să-ți dai șansa să înveți. Dar trebuie să fii foarte deschis pentru asta și trebuie să înțelegi că tot ce știi tu nu e tot. Că mai e foarte mult. Cred că asta în orice, nu numai în teatru, în orice meserie am alege, tot timpul mai sunt lucruri de găsit, de inventat, de descoperit, de aflat, de iubit, de... Nu? Chiar asta voiam să continui cu un exercițiu de imaginație. Dacă ai avea șansa să te privești jucând live o piesă de la un capăt la altul, ce-i face după aceea? Te-ai critica, te-ai aplauda? Ah, dacă mă întrebai asta, îmi puneai întrebarea asta când aveam vârsta voastră sau puțin mai sus, pe la 26, 27, 30, cred că m-aș fi distrus. M-aș fi făcut bucățele. Pentru că așa e firea noastră, să nu fim mulțumiți niciodată de lucruri pe care le-am făcut. Și, de exemplu, nu pot să-mi aud vocea la radio, nu pot să mă uit la mine la televizor, nu pot să mă văd jucând, mi se pare ceva îngrozitor, nu pot, efectiv nu pot, iertate. Nu pot, de aia nici nu ascult, de aia nici nu mă uit, de aia nu mă uit la filme sau la seriale, cum e, că te-ai văzut aseară, nu m-am uitat, nu mă uit, nu vreau să, sau la, știți, noi la filmări avem un monitor, regizorul sau și după aia ne cheamă, hai să vezi, nu vreau să văd, hai mă să vezi că a fost bine, nu vreau să mă uit, nu mă uit la mine, lasă-mă pace. Și na, dar și aici e greșit, că cumva că dacă te uitai, putea curta. Deci dacă mă întrebi, acum aș fi un pic mai îngăduit. Odată am învățat o lecție foarte importantă de la Dorina Chiriac. Jucam într-un spectacol Leona și Focul și aveam o seară foarte ciudată amândoi, ca să nu spun proastă. Ciudată, dar jucam amândoi, nu știu cum, pe câmpii, așa eram. Că se întâmplă, nu suntem roboți, da. Suntem oameni. Și mă uitam la Dorina și după aia, când s-a terminat spectacolul, mi-era frică să bat la ea la cabină, să o zic, hai să mergem la un suc. Sau așa, zic, cum o să, că e nervoasă că a jucat. Și bat la cabină, zic, Dorina, mergem la un suc. Da, 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 se aude de acolo. Stai să mă îmbrac și vin. Bine. Mergem, stăm și la un moment dat îndrăznești, zic, Dorina, dar tu știi că noi doi am jucat foarte prost în seara asta. Da. Și înainte un proces de conștiință, așa, nu te bântuie. Nu, pentru că eu am făcut tot ce mi-a stat în putință. Eu n-am vrut să joc prost. Eu am venit pregătită. Noi nu suntem roboți. Contează energia sălii, contează energia partenerilor, contează ce ai mâncat tu în ziua aia, contează ce probleme ai în ziua acasă. E un cumul de... Nu ești, repet, nu suntem roboți. Suntem niște oameni vii care trăiesc și care într-o seară poate să nu... Și, dar mâine când o să am spus, o să încerc să fac mai bine și o să repar ce am greșit azi. Înțelegi? Și atunci acum nu mai judec chiar atât de tare după un spectacol, pentru că eu eram unul de ăsta, odată, apropo că ai venit cu Andrei Șerban, odată am avut o premieră cu Ivanov și în care am fost criticat de către o mare profesoară, Sanda Manu, Dumnezeu linească, că nu eram bine, că nu știu ce, că nu știu cum. M-am dus acasă, am plâns toată noaptea, a doua zi dimineață m-am urcat în taxi, eram cu ochelari de soare, îmi curgeau ochii cu lacrimile și taximetristul mi-a zis, au, mergem la spital? Nu, la teatru, zic, la tot un fel de spital, dar mai... Pentru că da, mă dureau foarte tare, adică nu-mi dădeam voie să greșesc deloc. Ba da, trebuie să greșești. Ba da, trebuie uneori, nu că trebuie. Dacă greșești, nu e un capăt de țară. Tot de la Andrei am învățat asta. Dacă greșești și înțelegi că ai greșit, ai de unde corecta. Ai ce învăța, ai pentru ce lupta. Iarăși un exemplu, eram la un workshop de-a lui de la Horezu și eram două echipe și făceam două mici spectacole și nouă ne-a ieșit extraordinar, echipa mea ne-a ieșit foarte bine și eram foarte fericiți. Ăilați erau mai triști că i-a criticat și nu știu ce și a zis, da, acum vreau să vă spun ceva. Echipa lui Marius mâine va fi slab, echipa asta va fi bună. Și așa a fost. Pentru că noi am zis, suntem cei mai buni, suntem, lasă-mă. Ei au tras, că au simțit ce au greșit, au reparat ce au avut de reparat și a doua zi au venit și au făcut extrem de bine. Și noi n-am mai avut puterea să mai, pentru că noi am mai și băut un pic până seara, am mai sărbătorit, de-aia zic, meseria asta când te laudă cineva, aproape că trebuie să o iei ca pe o critică.
Știi? Mm-hmm. Pentru că e foarte periculos. Suntem orgolioși. Actorii sunt oameni foarte orgolioși. Și în general oamenii care apar pe sticlă, suntem orgolioși, că de-aia face meseriile astea. Și orgoliul ăsta e ceva foarte periculos. Dacă tu nu încerci să-ți calci orgoliul în picioare în fiecare secundă a vieții tale, riști să devii cineva foarte rău. Să devii cineva foarte gol. Doar formă, fără fond. Știi? Deci acum am vorbit de orgoliu, de orgoliu noi actor, de încăduință, să nu încercăm să fim întotdeauna perfecți, poate. Noi să încercăm să fim perfecți, dar dacă nu ne iese, nu e un capăt de țară. Da. Adică să nu avem o cădere și să nu putem să luăm de la capăt. Ba da, am greșit, ok, foarte bine, învăț în ce o iau de la capăt și o iau cu mai multă energie și o iau cu mai multe învățăminte din chestia asta. Știi? Că asta e o șansă. Știi, uneori să greșești e o șansă. Foarte mare. Doar că trebuie să o vezi ca pe o șansă. Să nu vezi ca pe o înfrângere. E o șansă să repari. Să o iei de la capăt. Să fii mai bun a doua zi. Știi? Da. Să continui să ai încredere în tine. Exact. Asta e cel mai important. Cel mai important lucru. Și încrederea asta în tine, să știi că o construiești tu. Pentru că, mai ales în perioada asta în care trăim destul de singuri așa și toată lumea lovește pe toată lumea, e cu atât mai... Suntem unici. Suntem unici. Și tu și eu și tu. Toți suntem unici. Toți avem calități. Toți avem acea șansă. Trebuie să luptăm pentru ce avem noi de făcut. Ce ne dorim să facem pe lumea asta. Trăim o bucățică de viață foarte scurtă. Și e păcat. E foarte mare păcat să nu profităm de ea. Și dacă tot e o bucățică, vreau să o fac cea mai frumoasă. Uite că sună de intrare. Vreau să o fac cea mai frumoasă și cea mai profitabilă bucățică din timpul ăsta. Și din tot acest cumul de colaborări, de lecții, care crezi tu că, dacă ai fi eu postaza de mentor, care ar fi cea mai importantă lecție pe care le-ai oferit eu discipolilor? Din tot acest cumul. Foarte complicat. Poate prima care îți vine acum în minte. Prima care îmi vine în minte ar fi să nu renunțe. A doua care îmi vine în minte ar fi când nu mai poți, vorba aia, mai poți puțin. A treia ar fi că fără muncă nu se face nimic pe lumea asta. Și al patrulea că trebuie să iubești real ceea ce faci. Să iubești și să-ți găsești vocația. Să-ți cauți vocația și să o găsești la orice vârstă. S-ar putea să nimerești pe un drum greșit la început. Că mama, că tata, că așa s-a întâmplat, că așa ai crezut la un moment dat. Și să descoperi că de fapt tu ai fi vrut să fii altceva. Și să-ți dai șansa asta. Știi, nu mai suntem pe timpul părinților. Nu știu că dacă erai, te făceai una, pe aia trebuia să și mori. Nu, acum suntem în perioada în care avem șansa asta să ne redescoperim în fiecare zi. Și să avem și șansa să putem să experimentăm lucrul ăsta. Ca pe un hobby, ca pe orice vrei tu, dar să-ți dai șansa să faci ce-ți place și ce iubești cu adevărat. Pentru că doar când iubești cu adevărat, nu mergi la muncă, nu ți se pare greu, nu obosești. Eu l-am întrebat pe domnul Benjuc, după avea 4 spectacole sau 5 unul pe altul și eram la Bulandra și zic, ați obosit? Și a zis, Marius, pe mine teatrul nu mă obosește niciodată. E mare lucru să faci o meserie în care să nu obosești niciodată, oricât de mult ai munci. Simți că se aplică și la tine? Da, categoric. Păi de-aia nu s-a obosit nici, că toată lumea spune, măi, mai poți? Dar ei deja zic că s-a obosit. Da, cu spectacol, da, fiecare seară. Ei includ și răspunsul în întrebarea asta. Măi, tu mai poți? Da. Și sunt foarte surprinși când le dai răspunsul ăsta, pentru că de obicei lumea se plânge. Da, mai pot. Dacă n-aș mai putea, m-aș opri. Nu, mai pot. Pentru că un spectacol pentru mine nu e ca și cum mă duc și mă epui. Nu, eu primesc o energie din care mâine plec din nou la drum. Da, pot și pot foarte mult. Unii oameni se gândesc că, de exemplu, când văd pe cineva care face ceva zi de zi, seară de seară, se gândesc uneori că poate și încearcă să scape de ceva. Categoric. Ai spune categoric, că fugi de ceva? Foarte bună observație. Categoric că fug de ceva. Categoric că poate fug de ceva. Dar decât să fug în alte prostii, nu mai bine fug în teatru? Sau poate să mergi și la un psiholog, ar fi o variantă, de exemplu, mai bună, dar... Nu, spun de ce nu merg la psiholog deocamdată și că am fost, dar spun de ce, pentru că teatrul funcționează ca o terapie. Teatrul pentru mine, e când mă duc la teatru și joc, eu acolo îmi pun pe tavă tot sufletul și scot din mine tot, e ca un fel de, nu știu, mărturisire, dacă vrei, o eliberare, și atunci vin acasă vindecat, seara, știi? Și atunci e o meserie care îmi permite să fac lucrul ăsta. Nu știu cum ar fi fost dacă aș fi făcut altă meserie. Dar nu obosesc. Chiar asta voiam
să te întrebăm. Că de asta, ce faci când cobori de pe scenă, când nu mai ești actorul Marius Manole? Dar acum, din ceea ce ne-ai povestit, mi se pare că totuși când ai timp liber, tot poate te regăsești în fața oglinzii spunând o replică. Nu mă regăsesc în fața oglinzii, că spun de ce, pentru că niciodată un actor nu face asta. Nu, pentru că după aia, îți spun de ce, pentru că după aia tu te vezi așa și când joci, te vezi din afară. Te vezi cum dădeai tu și nu e bine. Asta înseamnă că ești exterior. Nu, când sunt acasă, când cobor de pe scenă, acum acasă spun drept, cobor de pe scenă la 10 și pe la 12 mă culc. Deci în astea două ore, în astea două ore pe care le am, stau cu câinii, stau cu pisicile, citesc, nu foarte mult, să nu mă bănuiți că exagerez. Nu, citesc cât pot. Mă uit la filme și cam asta. În vacanțe plec ca tot omul și eu mă duc mai când am vacanță, puțin, dar am așa. Și când am, de exemplu, dimineață liberă, vin la un podcast. Adică nu se întâmplă. Dar pentru mine, de exemplu, asta nu e muncă. Este o bucurie, întâlnirea cu voi acum, discutăm, e foarte frumos. Deci asta nu e ca și cum am o treabă mâine dimineață. N-am nicio treabă, mă duc la o cafea cu niște prieteni. Asta e, nu? Spectacolul nu e o muncă. Mă duc să mă întâlnesc cu publicul, să vedem ce descoperi. În primul rând, uite că asta am putea să vă spun și asta mi se pare foarte ciudat. Eu am început să mă bucur de viața mea și de meseria mea când am scăpat de acest sentiment de frică. Frica de eșec, frica de judecată, frica de tine însuți, frica. Am înlocuit această frică cu acest cuvânt, curiozitate. Eu sunt curios cum o să fie spectacolul. Nu, înainte mi-era frică să mă duc la... Acum sunt curios ce o să descoper, ce o să fie, ce o să se întâmple. Și chiar dacă se întâmplă un accident, sunt curios cum îl repar. Hai să vedem cum ieșim din el, am uitat textul. Cum? Ia să... Și acum mă amuză, înăuntru meu mă amuz și când greșesc eu mă amuz înăuntru meu. Mă distrez, zic, mai Manole... Mai joacă de două ori așa și înțelegi? Am înlocuit cu curiozitate și e foarte frumos să fii curios. Curiozitatea te ține într-o stare de copilărie, dacă vrei, nu infantilă, dar într-o stare de copilărie, într-o stare de adolescență permanentă. Și e frumos ca la 50 de ani să fii curios, să trăiești ca un adolescent. Sigur, nu făcând greșelile unui adolescent. Nu, dar chiar încercați oameni buni asta. Adică, nu știu, mie mi se pare o carte de jucat și o carte profesională. Fiți curioși. Fiți curioși în fiecare zi, de când vă treziți de dimineață, de când vă culcați seara, să spui în cap, mamă, ce curios sunt să văd cum e ziua de mâine. Ce o să-mi aducă ziua de mâine? Că de cele mai... Da, ați observat, ați trăit clipa, nu știu, vă întreb, voi încă poate n-ați trăit, dar generațiile noastre, aia în care spui, mamă, dacă trece ziua de mâine... V-ați spus vreodată lucrul ăsta? Da. Mă gândesc că doar vreau să mă bag în pat să scap de... Da. Să scapi. Da. Și eu vă întreb așa. Să-mi vine somnul, da. Da, eu vă întreb așa. Ziua de mâine e o zi din viața ta. Alți oameni își doresc mult să mai aibă această zi. Și tu spui, mamă, dacă trece ziua, dar de ce să treacă? Dar hai să mă întâlnesc cu ziua de mâine, hai să fiu curios și orice ar fi, hai să văd, să fie o provocare, cum rezolv ziua de mâine. Că am un examen, că am de susținut un discurs, că am de jucat un spectacol, că am de făcut o emisiune, că am de... De ce avem emoții? Emoțiile sunt constructive și destructive. Emoțiile sunt, de fapt, emoțiile nu trebuie să fie confundate cu frica. Emoțiile sunt, ar trebui să fie cu responsabilitatea. Că ai ori să livrezi ceva bun, care să fie profesionist, care să aibă un conținut bun și așa mai departe. Nu trebuie să-ți fie frică, trebuie să fii responsabil. Deci să înțeleg că așa gestionezi și tu emoțiile pe scenă. Da. Da. Eu am fost o fire extrem de emotivă, dar nu emotivă. Eu până mă duceam la teatru, muream de 10 ori și mai înviam încă de 10. Și mă duceam la teatru deja obosit, pentru că eram extrem, spuneam textul pe în casă, făceam ca... Eu jucam acasă tot. Când ajungeam la teatru eram mort. Făceam niște eforturi groaznice. Până când am învățat că, de fapt, întâlnirea cu publicul nu trebuie să fie ca mă duc să-mi taie cineva capul. Nu, e o curiozitate. Cum o să fie? Și în secunda aia o să vedeți că se rezolvă foarte multe lucruri. Adică pentru mine, eu vă spun ce mi s-a întâmplat mie, nu știu dacă se aplică, dar e mult mai frumoasă viața și mult mai interesantă și mult mai... Și vi s-a părut ușoară? Ți s-a părut ușoară trecerea asta? Așa. Hai să facem așa, viții. Ți s-a părut, da. Deci. Ți s-a părut ușoară trecerea asta? Nu, n-a fost deloc o trecere ușoară. O
setare ușoară, că acum vorbim pe scosetări, că suntem... N-a fost deloc o setare ușoară. Bașca a venit pandemia peste noi. Eu acolo, mie, în pandemie, mi s-a întâmplat un reset foarte mare. Pentru că am rămas fără meseria mea, pentru că n-am mai avut vorba ta, n-am mai avut unde să fug de mine. A trebuit să mă întâlnesc cu mine. Și atunci vă mărturisesc, asta lăsați sau nu lăsați, că am intrat într-o depresie. Reală. Depresie reală, care s-a rezolvat chiar cu pastile, cu ajutor... Nu, știi, la noi e un subiect tabu să nu vorbești de asta. Bă, eu vorbesc, că mi se pare că se poate întâmpla oricui, oricât de bun sau trebuie de... Trebuie vorbit. Da, se poate întâmpla. Este un dezechilibru chimic, efectiv, nu e nimic. Nu ești nebun, nu ești bolnav. Nu ești... Ba da, ești bolnav, cum... dar cu minim are nevoie de medicamente ca să vindece, sau stomacul, sau ficatul, sau plămânul, și creierul e un organ care are nevoie de medicamente ca să se pună pe calea cea dreaptă. Bun, și am trecut prin această depresie și am vrut să înțeleg de unde a venit. Și a venit tocmai din faptul că am trăit foarte mult timp cu frica asta de judecată. Mi-era frică că nu o să reușesc, că o să mă judece lumea, că ce o să zică, că o să ratez. Și în secunda aia am hotărât, în anul ăla de pandemie, am hotărât că niciodată în viața mea nu mai vreau să-mi fie frică. Niciodată, sub nicio formă. Nici de autorități, nici de regizor, nici de... Poate de părinți, da. Aia, frica de părinți, cred că nu moare niciodată. Nici asta e frica. Deși și acolo, cred că e de lucrat. Pentru că părintele trebuie să fie un prieten, nu trebuie să fie un... Sigur. Cineva care... Adică trebuie să învățăm asta. Noi n-am avut educația asta, pe care noi nu spuneam părinților nimic. Ne ascundeam tot. Absolut tot. Ei, voi aveți șansa să fiți prieteni cu părinții voștri. Generația voastră poate merge și să spună: tata, am problema asta, mamă, și mult mai important să o gestionați împreună decât... Noi n-am avut asta. Și poate de acolo ni se trag foarte multe lucruri. Dar... Bref, și am hotărât în secunda aia că nu mai vreau să-mi fie frică. Și corpul meu s-a eliberat de o tensiune foarte mare. Și mintea mea s-a eliberat. Și atunci, în momentul ăla, am început să mă bucur de lucruri. Să mă bucur de oameni. Să mă bucur de situații. Să accept tot felul de conjuncturi, periculoase sau nu. Să văd cum trec prin ele. Și așa mai departe. Deci trecerea n-a fost chiar cea mai ușoară. A durat cam 25 de ani. Wow. De fapt, vreo 30. De pe la 15 ani încoace tot. Dar nu înțelegeam. Eu n-am înțeles ce mi se întâmplă până când n-am descoperit. Eu țin minte atât momentul când s-a fișat, pe 9 martie s-au închis teatrele, 2000, nu știu cât a fost, 21 probabil, pandemia când a fost? 20. Da? Ia uite ce a trecut timpul. Da. Oho, suntem mai bătrâni cu 3 ani. Când s-a anunțat că nu mai jucăm, era martie, cred, 9 martie, că o seară înainte a fost să la Constanța, am ieșit în fața porții, în fața casei și am făcut așa. Mi s-a spus că nu mai jucăm și am făcut așa. Și în secunda aia am simțit cum toată tensiunea de 25 de ani a plecat din corp. Am simțit real lucrul ăsta. Puteți spune că sunt nebun, dar real am simțit asta. Pentru că eu trăiam într-o încordare maximum permanentă. Și când am simțit că nu mai joc o lună, obligat, că altfel nu m-aș fi oprit, mi s-au lămurit foarte multe lucruri în cap. Deci acela a fost momentul când a spus gata? Da. Asta e? Anul ăla a fost, da. M-am luptat mult cu mine în anul ăla. La fel de importantă cred că a fost și conștientizarea faptului că erai depresiv, să zicem. Cum ți-ai dat seama? Asta că mulți, zice, și adolescenți nu cred că își dau seama. Mai ales adolescenți. Și încep să... Da, băi, să, de exemplu, mai... Da. Cum îți dai seama? Da, îți dai seama pentru că atunci când te trezești dimineața și ești un om trist, un om nemulțumit, care nu-ți găsești scopul, nu știi de ce te-ai trezit, nu știi pentru cine te-ai trezit, nu știi pentru ce te-ai trezit. Când ai în permanență o nemulțumire, o tristețe, și tot timpul tentația să dai vina pe părinți, pe sistem, pe social, pe nu știu ce, pe nu știu cum, nu zic că n-ar fi. Dar totuși, soluția toată e noi. Deci în secunda în care nu te mai descurci cu nimic și nu mai ești fericit, nu mai poți să râzi, nu mai poți să... Bine, la mine a fost un pic mai grav, că nu mai puteam să ies din casă. Atacurile de panică, de exemplu, care se instalează la un moment dat, care vin de nicăieri, să duc nicăieri, adică e ceva foarte straniu ce se poate întâmpla. Un sentiment permanent de frică. De frică de a ieși din stradă, de a vedea oameni, de a sta cu oameni, de a socializa, de a te apuca de lucruri. Sunt multe semne, dar sigur că e greu de identificat dacă nu ai un specialist. Părinții ar trebui să fie cei mai atenți, probabil, dar și adolescenți sunt destul de înflăcărați cât să nu plece urechea la ce spun părinții. Dar sunt semne. Da. Și eu, de exemplu... Dar cred că cel mai bine să ceri ajutor. Să ceri ajutor și repede. Să spui repede. Mamă, cred că se întâmplă ceva cu mine, nu știu ce. Tată sau prietenilor. Mie mi se întâmplă ceva. Nu sunt bine.
Dar și faptul că acum ai putut să spui acest lucru și că îți asumi acest lucru, că ești conștient de ce s-a întâmplat, a trebuit să fie un exemplu enorm pentru tineri din ziua de azi, pentru colegii mei, pentru cei din generația mea, pentru că și eu, de exemplu, asta voiam să spun, că mă regăsesc într-un fel sau altul în ceea ce ai spus și mi-am rupt piciorul acum un an și puțin și tot așa n-am vrut să recunosc că și eu căzusem într-o mică depresie. Mm-hmm. Faptul că am stat aproape 3 luni fără contact cu prietenii mei, cu colegii, a fost groaznic și de asta oarecum există un regret că poate nu am cerut ajutor înainte și nu mi-am asumat acest lucru. Și am zis nu, nu e adevărat. Când îmi spuneau alții, măi, uite, e posibil, da, nu da, e adevărat. Da, 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 da. Negam chestia. Da, tentația să negi prima dată. Da. Dar bine, și noi, lumea adulților, câteodată e destul de superficială câteodată și zic, ai mă, la 17 ani ce depresie poți să ai? Da. Adică, ai mă, lasă, știi? Da, da, poți. Poți, poate să fie. Mai ales azi, cum vorbeam înainte, mai social lumea media, că ai da. Ceva, frate. Da, da, da. Da. Sunteți o generație puternică, foarte puternică. Da. Da, noi am fost feriți, știi, e ușor să fii credincios când trăiești în mănăstire. E mai greu să fii credincios când trăiești în lume, așa e la voi, știi, e ușor să fii ca când noi n-am avut nimic. Da. Dar la voi e chiar, adică, cine scapă cu fața curată. E, da. Da. Poate putem schimba un pic subiectul. Da, am vorbit sigur, de da. Depresie, am vorbit. Sigur putem. Hai, mergem la ceva. Că nimeni. Sigur ai auzit despre faza cu mâncatul de shawarma la un teatru din Cluj. Da. Zis, da, da. Cele două. Asta, da, ai povestit și tu cu da, tatăl. Da, și tatăl meu acum câteva săptămâni a asistat tot la o scenă extrem de comică, de râsul plânsul, aș spune. Un domn, chiar în timpul spectacolului, a răspuns la telefon și da, 3-5 da. Minute a vorbit, da. A avut absolut nicio problemă. Bine, a fost lăsat 5 minute, că dacă mi se întâmpla asta, nu apuca primele 10 secunde, din punctul meu de vedere. Că eu mă duc, cobor în sală și iau telefonul. Acum, sau îl dau afară din sală. Aici discuțiile devin... Uite, am o întrebare eu pentru voi, că e legat de subiect. Cum vă poziționați voi sau care e părerea voastră despre politicul ăsta corect care a apărut acum? Mie nu-mi place. Vezi că e periculos ce spui. Eu zic să mai reluăm o dată subiectul. Îmi asum. Întrebarea. Îmi asum. Dar nu... Nu știu. Mi se pare că unele chestii s-au dus foarte departe. Adică deci nu că nu suntem de acord cu asta, cu unele lucruri din asta. Unele lucruri. Nu, deci nu legăm totul, toată clar, povestea asta. Totul care... e bazat pe sigur. Niște chestii care nu erau corecte înainte sau da, au avut loc adică, anumite schimbări. Da. Dar mi exagerările se pare că, sunt da, periculoase. Exagerările, ca aproape în toate exact. Mișcările moderne sunt exagerate și după aia devine încă un lucru negativ care trebuie să fie ceva constructiv pentru societate. Exact. Așa cred și eu. Exact și eu cred asta. Adică sunt de acord că lucrurile trebuiau puse undeva, trebuiau reglate în unele părți. Mm-hmm. Trebuiau ajustate, reglate, puse în matca lor normală. Dar faptul că, de exemplu, acești doi oameni au venit la teatru cu shawarma. Și un coleg de-al meu de la teatru din Cluj, care juca, era pe scenă, a spus, au venit două doamne în vârstă și au mâncat două shawarma, ceea ce nu mi se pare normal, au sălit alții care au spus, dar cum vă permiteți să spuneți doamne în vârstă? Dar nu vă dați seama că faceți o eroare? Păi nu, că erau în vârstă. Toți o să fim în vârstă. Nu e nicio... Și a început o discuție de la acest political correct, correctness sau cum să zice, da. Așa, în care deja se devia tot, nu mai conta că le-au mâncat la teatru, contau că de ce s-a spus că... Că sunt bătrâni, da. Exact cum acum eu am trăit asta, că exact acum am trăit asta eu. Mm-hmm. Am scris ieri, uite că e subiectul proaspăt, ieri am scris, a apărut această melodie a Ericăi... Isaac. Isaac. Mm-hmm. Îmi scapă, nu? O să învăț pe de rost, promit, cuvintele, tot, o să mă... Macarena. Da, tot, o să învăț, o să mă pun la... O să învăț și melodia, să o cânt, să mă... Tot. Promit eu în fața oamenilor de pe Facebook. Chiar de azi încep. Am început cu primele versuri. Știți care sunt versurile primele? Nu vi le zic. Bun, nu contează. Bun, eu le știu, le-am învățat. Bun. Am ascultat. Am spus așa. Am scris un post pe Facebook care a așa. Am găsit la niște prieteni care spuneau, bă, să nu spuneți că n-ați ascultat melodia Ericăi. Hai că nu puteți fi așa de ipocrit. Că... Am fost pe drumuri. Nuremberg, Bruxelles, Timișoara, Deva. Am avut spectacol în fiecare seară. Am călătorit cu trenul, am plecat cu avionul, cu nu știu ce. Nu m-am preocupat. Știam că a existat, am auzit. N-am ascultat că nu mi-am dat timp pentru asta. Am avut alte lucruri de făcut. Și văd un mesaj, bă, să nu spuneți că sunteți ipocrit, să spuneți că n-ați ascultat melodia Erică și nu știți cine e. Bă, și mi s-a părut foarte ciudat ca cineva să ne tragă de urechi că nu vrem să intrăm în trendul ăsta. Și am scris, bă, mi se pare ciudat că mă certa. A devenit lectură obligatorie și nu știam.
Să dă la bacalaureat? De ce trebuie să... Adică de ce ar trebui să ascult? N-am ascultat eu tot Maria Callas. N-am ascultat eu tot... De când trebuie să ascult eu Erika Isaac obligatoriu? Chiar și dacă, adică, oricum ar fi. Și au început să-mi spună, să vă fie rușine, că nu aderați la mesajul care... Bă, oameni buni. Oamenii sunt disfuncționali. Sunt, cum se cheamă, am spus prima dată, am uitat. Nu știu să citească un text și să... În alfabetic funcțional. Da, ei nu știu să citească un... Pentru că îi orbește furia. Am spus, eu am spus doar că nu mi se pare corect să mă tragi de urechi, că nu am ascultat încă această melodie. Și poate nici nu o să o ascult. Că nu e obligatoriu, repet. Cum puteți nega mesajul femeilor care sunt abuzate? Bă, oameni, n-am spus asta. Citiți încă o dată, vă explic cuvânt cu cuvânt. Adică ce? Vă pare că e jositor limbajul? N-am spus nimic de limbaj. N-am spus nimic de mesaj. Citiți, dracului, iertați-mă, textul ăla și înțelegeți-l ca atare. Sau luați cartea de manualul de limbă română de clasa a patra și mai învățați odată ce înseamnă limba română. Ca să învăț, să... Nu se poate. Da, să fii atât de orbit încât să nu vezi. N-am spus nimic. Cum să fiu, cum, adică cum să-ți imaginezi că eu sunt de acord cu abuzul, să-ți imaginezi că sunt de acord cu asta sau că mă deranjează neapărat limbajul trivial care de la creangă, pornind cu povestea că n-are sens să zic, există. Dar nu despre asta e vorba. Dar n-am spus asta. Nu, ei nu mai vor să vadă decât ce vor ei să vadă. Și dacă nu ești în partea lor, devine un extremist care face la fel de rău ca și ăla pentru care ei protestează. Și e foarte complicat lucrul ăsta. Mulți dintre acești oameni sunt și trolls așa de pe internet. Doamne, care vor atenție. Nu, lasă că sunt mulți așa, oameni pe care îi cunosc. Sunt troli în capul lor. Sau furia, frustrarea de venit să fac. Nu, citiți textul pe care l-am scris eu și comentați-l pe ăla. Sigur că eu acum ca un idiot ce sunt, nu trebuia să mă apuc să scriu că nu interesa pe nimeni. Că și asta e o problemă, când tu îți pui părerea, ți-a cerut-o cineva, Manole? Nu. Stai acolo la tine acasă și vezi de treaba ta, pune-mă apă o carte, ascult o muzică și vezi de treaba ta ce treabă. Ei, am vrut eu să zic că nu, dar nu, numai că mi s-a părut nedrept să-mi spui, bă, n-ai ascultat melodia Erika, aoleu, vai de mine. Da, da, cumva și ce o să mă fac acum? Poți să răspunzi că dar n-ar fi mai bine meu, să facem ceva concret meu pentru abuzurile astea, să ieșim în stradă, să obligăm legiuitorii să dea legi ca bărbații care fac asta sau femeile care fac asta, că bănuiesc că sunt femei care abuză, nu fi numai bărbați, să aibă parte de niște legi care să-i pună la col și să nu le permită? N-ar fi mai bine să ieșim în stradă și să obligăm autoritățile să facă niște locuințe sociale pentru aceste femei care să aibă unde pleca de acasă când la țară îi bat soții și le bat soții și nu știu unde să se ducă, că n-au unde cu copil? N-ar fi mai bine să facem ceva concret decât să stăm să vorbim să ne înjurăm unii pe alții pe Facebook? Nu. E mult mai ușor din patul tău de acasă, cu ceiuțul lângă pat, cu căldura în casă, cu pisica pe care o mângâi să scrii, măi Manole, dar tu nu aderi? Ba da, ader. Ader la orice idee care încalcă drepturile unui om. Dar nu ader la prostie. Deloc. La vorbă și decât să zic, revenim la cum am început noi podcastul, decât să zic mai bine fac. Și decât să scriu, mai bine fac. Și decât să distrug, mai bine să construiesc. Și decât să jignesc, mai bine să ajut. Nu, că m-am și... Da, de la ce am pornit? De la șaurma. De la șaurma. De unde să ajungem? Pleci de la șaurma și ajungi la președintele țării. Uite, nu e greșită legătura în cazul nostru. Dar asta e și realitatea și trebuie să vorbim despre ea. Păi, dacă vrem o schimbare... Dacă vrem o schimbare, ar trebui să punem mâna să o facem, nu să scriem, să zicem. Sigur că sunt bune dezbaterile, sigur că dar dezbaterile constructive, nu să aruncăm unii cu alții, fără nici măcar să fim atenți la ce s-a... Noi nici nu ne ascultăm. Necunoștință de cauză, vorbim. Da, dar nu ne ascultăm, vorbește unul în fața ta și tu deja îți construiești răspunsul. N-are importanță ce a zis, e albastru. N-are importanță, poate să zic, nu te interesează, pentru că tu nu asculți real omul din fața ta. Și nu citești real ce scrie. Tu citești în capul tău ce vrei tu să citești. E treaba ta. Te privește. Oamenii sunt și frustrați. Toți suntem, am mai spus că oamenii suntem. Toți suntem. Avem frustrări noastre, dar unii încercăm să le ținem în frâu, alții ne educăm să nu le dăm drumul pe piață așa, să calce în picioare orice om, că nu e cel mai just lucru. Dar asta este avantajul și dezavantajul Facebook-ului. Acum putem să ne spunem părerea? Dacă pot, de ce să nu o spun? Dacă pot. Spune-ți, vorbim. Păi, zic.
Înainte vreau să știu. Le-am dat, asta e că am făcut altceva. N-am făcut în viața vieții, nici când mă certam pe politică, pe activism, pe ce făceam eu. N-am blocat niciodată comentariile. Acum am blocat comentariile prima dată. Să vezi ce frustrări au. Cum v-ați permis să opriți comentarii? Dar de ce să nu-mi permit? Dar e pagina mea. Am opțiune. Da, de ce? Adică să... Păi că aia este o opțiune, opțiunea există ca să o accesezi când vrei. Dar cum vă permiteți să aruncați în spațiu? Păi dacă sunteți... Ce să vă fac? Da, am oprit prima dată și m-am distrat foarte tare. Că încercau să-mi scrie pe alte, pe alte, conturi, pe Instagram. Deci erau ca niște... M-aș fi mușcat de gât dacă eram în fața lor. De fapt nu, că dacă eram în fața lor, n-au curaj să ridice un deget. Aici e problema. Că dacă ești în fața lor, nu mai au curaj să spună nimic. Că lașitatea lor... Exact, acolo sunt. Da, de-aia spun adolescenții care vedeți comentarii jignitoare sau fete sau băieți care nu vă puneți, pentru că în spatele unui calculator toți suntem puternici. Față în față e mai, mult mai greu, mult mai complicat, cu argumente, nu? Cu... E greu, că trebuie să vorbești, să gândești, trebuie să justifici. Păi e complicat asta. Așa că scrii prostule. Mersi. Urâtule, eu de câte ori n-am primit asta, băiatule, ce urât ești, ce actor ești tu, bă, cu fața asta? Păi, actorul ăsta, nu. Dă-ți seama, ce trebuie să fie în capul unui om care să zică asta? Gol, vid, bate vântul, patinoar, sau poate nu, poate doar neîmplinire și neiubire. Nu. Gata, ne... Da. Ne lăsăm de acest subiect. Da, hai, trecem mai. La... lucruri foarte frumoase. Da. Să vorbim acum tot despre actorie. Când auzim numele Marius Manole, recunoaștem actor plin de talent, motivat. Te-am văzut în Oscar și Tanti Roz acum câteva luni, nu mai știu exact când, alături de Oana Pelea și mi s-a părut fascinant cum ai reușit să intri în pielea unui personaj de 10 ani, Oscar, suferind de cancer. Și de asta voiam să întreb cum te-ai pregătit și dacă ai un proces înainte de a prelua rolul. Când vorbim de, apropo de talent, cum îmi traduc eu talentul la actori? Îmi traduc talentul prin, de fapt, o mare putere de empatie. O mare putere de a simți ce ar putea simți cineva care e în situația asta. Și din fericire eu am asta. Adică am asta. N-aveam cum prea mult să studiez pentru că recunosc că n-am avut putere să merg într-un spital. N-am avut putere la momentul ăla. Acum m-aș duce. Și doar mi-am imaginat și am încercat să mă pun în situația aia cum aș fi fost eu la 9 ani, 10 ani, dacă mi s-ar fi... Habar n-am. Vă dați seama că teatru totuși e o minciună, într-un fel. Na, asta e. Încercăm să facem... Să știi că diferența... Adică diferența între un copil de 10 ani care trece prin așa o experiență și un adult care trece prin așa, nu e foarte diferită. Doar că un copil are putere mai mare, încredere mai mare, cumva, și speranță mai mare. Și de fapt, pe lângă ce aș fi simțit eu la 45 de ani, dacă așa, am adăugat ingredientele astea. Și inocență. Știi, trece cu inocență. Adică el e inocent. La 10 ani. Da. Am adăugat lucrurile astea peste ce credeam eu că aș simți la asta. E complicat și nu e complicat. Într-un fel, știi, nu știu cum. Pentru că e ceva care, nu știu, mi-a fost ușor, pentru că pot să adică înțeleg cumva prin ce ar trece. Plus că o am pe doamna Pelea, care este un munte de talent și care te poartă de mână așa de ușor prin spectacol, că ți-e de 10 ori mai ușor decât ți-ar fi poate în altă situație. Chiar am zis mai devreme că înainte să te întreb că trecem la lucruri mai frumoase, da. Am trecut totuși la un subiect destul de sensibil, dar n-aveam cum e să nu... E frumos. Am eu pentru că am rămas foarte frumos. Impresionat-o. Da. Cum înmagazinezi atâtea replici? Da, cum reții totul? Mai ales că ai atâtea piese, atâtea spectacole. Cum? Și eu sunt curioasă acum. Foarte simplu. Am anul ăsta bacul. Foarte mult. Păi ai spus gata, ți-ai răspuns. Trebuie să învăț. Trebuie să ai motiv. Nu trebuie să ai motiv. Motiv ai, ai bacalaureatul. Practic cel mai motivul ai. Dacă tu citești foaia asta timp de 2 luni, noi așa mergem la repetiție 2 luni, da? Sau 1 lună jumate. Și noi citim același text 2 luni.
Două luni îl repetăm, două luni îl facem cu mișcare, prin asociere. N-ai cum să nu-l înveți. Asta e cea mai mică parte a meseriei noastre, cea mai ușoară parte a meseriei, să înveți textul. Cel mai greu e să te creadă lumea că ești ăla. Să te identifice cu persoana, să găsești resorturile, să te prefaci în ăla, să construiești o altă viață și o altă realitate. Asta e cel mai greu și lumea să te creadă. Asta a învățat tu textul, îi repet. Înveți, citești două luni aceleași fraze, le înveți. Înțelegi, n-ai cum să nu le înveți. Că sunt 50 de texte în capul ăsta mic pe care le vedeți, e adevărat, e o capacitate mare. Dar și memoria asta se exersează. Adică se exersează. Domnul Beligan a învățat, domnul Radu Beligan, nu știu dacă generația, dar sigur știți, a învățat la 90 de ani monologul lui Hamlet în engleză. Și îl spunea pe scenă. Și juca în continuare. Domnul Rebenciuc joacă acum tatăl la Teatrul Pulandra la 91 de ani, fără probleme. Deci memoria trebuie exersată în permanență, prin citit, prin învățat, prin... Se poate face asta. Adică nu e ca și cum, e un mușchi, nu, care trebuie antrenat. Da. Dacă și ăsta, dacă lași, l-am lăsat, scuze, am vrut să dau exemplu, dar nu a fost, nu se dezvoltă. Deci uitați aici, dovada. Faceți sală. A? Faci sală. Eu? Da. Nu, mai fac. Nu? Care răspuns vrei să-l dau? Pe care vrei să-l dau? Care mă folosește când tăiați? Hai că îl dau pe amândouă. Nu mai fac sală. Pauză. Fac sală. Și acum tăiați voi, alegeți varianta care vă... Nu, fac sală, mă duc, mai fac acasă, alerg, am timpul, foarte puțin timp, mai am și accidenturile astea care mă împiedică, eu practic sunt un sportiv cu accidentări cu asta, nu pot tot timpul. Dar fac, îmi place sport, adică mi-ar plăcea, dar e complicat. Pe drumuri, pe asta, fac și eu cât pot, pe scaun, pe alea cu... De asta, așa că n-am după mine gantere, n-am să culez de yoga, să culez de... Na. Dar încerc să mă mențin. Ai și spus la un moment dat că ai ajuns la concluzia că trebuie să te menții sănătos și păi, că asta contează. Totuși pentru un actor și nu pentru un actor, pentru noi toți, corpul e cel mai important instrument pe care îl avem. Dacă mie îmi cedează corpul, eu pot să fiu talentul pește prăjit, că nu mai ajută pe nimeni. Adică trebuie să fim foarte sănătoși aici și la trup, nu? Da. Cam asta ar fi ideal. Păi să revenim tot la personaje. Mai da. Aveam eu o curiozitate, da. Sunt curioasă. Importantă curiozitatea, nu? Exact. Astăzi ești Oscar, mâine ești Elliot Cooper în Casa de la Țară. Da, aseară am avut. Aseară, da. Și urmează să aveți... În seara asta sunt din cei drepți. Un personaj din cei drepți al lui Camus. Și mâine seară sunt... ce zi au fi mâine? Mâine vineri. 23 februarie. Ah, sunt un personaj din Lia Bugnar, da. Da, așa. Deci, urmează auzit. Întrebarea. Da. Și chiar urmează pădurea spânzuraților. Da, urmează și pădurea. Și da, chiar da. M-am pregătit să văd cum fac după simulări. Acolo sunt. Da, vă aștept. Cum, nu ți s-a întâmplat vreodată să încurci personajele? Nu. Textul? Nu. Nu. Cum? Poți să mai uit din text un pic, da. Să zic că am un lapsus. Mai improvizezi? Cum să nu? Improvizăm, dar n-avem voie să facem asta, dar dacă e o situație, sigur că improvizăm, trebuie să fii pregătit pentru situația asta. Efectiv, la un moment dat se poate să ștege din cap, nu știi, deodată nu știam unde sunt. M-am uitat așa și m-am zis, ce caut eu aici? Și așa, dar avem un suflor. Eu am cel mai bun suflor, am pe Mădălina Cipitu, cel mai bun suflor din lume, zău că cel mai bun. Adică suflorul, să știi că e o meserie foarte complicată. Ea acum nu mai există, nu mai exagerat. Dar ea e o meserie la bază extrem de complicată. Suflorul trebuie să știi și că respiri. Dacă tu vrei să faci o pauză intenționată sau uita textul, trebuie să te cunoască extrem de bine. Trebuie să știi exact ce să-ți dea ca să-ți declanșeze, să-ți redeschidă memoria, știi? E foarte complicat. Dar improvizăm, adică na, dacă ești prezent în secunda aia în scenă și știi ce zici, poți să improvizezi, n-ai o problemă. Dar probabil că tu vrei să mă întrebi cum trec de la un rol la altul și așa mai departe, nu? Astea. Da, și... Nu încurc niciodată personajele, nu se întâmplă asta. Acum, nu, că nici nu e greu să bagi text de la Elliot Cooper la Rebreanu și de la Lia Bugnar la Cehov, e cam complicat un pic să faci migrația asta, deși n-ar fi exclus, dar nu mi se întâmplă. Nu mi s-a întâmplat niciodată. Da, altă întrebare și mai interesantă tot legat de asta. Totuși, ok, personajele între ele vrei nu să le curci. Da, dar ți s-a întâmplat vreodată să amesteci cumva viața personală, deci omul Marius Manole, cu viața unui personaj? Să rămâi într-un personaj? Am mai adus, nu. Am mai adus din viața mea în personaj. Am mai adus chestii. Da. Adică acolo chiar trebuie să lucrezi cu asta, că așa se lucrează actoria, cu chestii din tine, da. Cu chestii pe care le-ai simțit, le-ai trăit, le-ai experimentat, că din asta jucăm noi. Sigur, singurul lucru pe care nu putem să-l experimentăm e moartea.
că n-am cum să... și pe aia să joc moarte. Dar și mai multe, de fapt, și... Dar să iau din teatru, să aduc în viață, nu. Asta m-am ferit toată viața. Că sunt foarte mulți actori de film care chiar tehnica asta o folosesc ca bun, să intre. Bun, dar ei trăiesc, da, trei luni. Da. Trei luni de zile, unii trăiesc așa ca personajul, dar noi în teatru nu putem. Gândește că eu trăiesc azi ca Elliot, mâine trăiesc ca Oscar, păi mâine trăiesc pe ea, eu... Unde mai sunt eu? Unde sunt eu? Când mă întâlnesc cu tine, cum fac Oscar? Bună seara, sau cum? Conștiința. Conștiința? Ce personaj da conștiința? Ei, joacă tu conștiința. Joacă tu conștiința lui Apostol Bologa. Cam cum e asta? Deci ce în Maradu Afrim putea să fac asta? Da, nu, nu mi s-a întâmplat și eu mă feresc de asta. Știi că există o... Cum ați intrat în pielea personajului? Asta e o prostie. Cum să intri în pielea? Vorba domnului Rebengiu, că îl citesc de multe ori. M-am pândit când nu era personajul acolo și bac, m-am băgat sub pielea lui. Păi cum am... Nu te bagi sub pielea niciunui personaj, că ești un om care construiește un rol. Și când pleci de acolo, nu pleci cu rolul după tine. Pleci tu, Marius Manole, unde te duci acasă, că nu iei personajul și mergeți la o cafea. Nu există așa ceva, doar actorii nebuni fac asta, ori nu e cazul. Nu, nu, suntem... Adică dacă mă întrebi, mă oprești tipul spectacolului și mă întreb cum te cheamă, nu zic Hamlet, o să zic Marius Manole. Totuși, adică ar semna să fim puțin schizoizi, dacă nu. Nu e cazul. Nu. N-am adus niciodată din teatru lucruri în viața mea, niciodată. Hai că m-am și eu o curiozitate, dacă tot vorbim de curiozități. Ai anumite exerciții de dicție înainte? Sunt ceva pregătit? Poți să ne arăți ceva? Să facem și noi, poate, da, nu știu, ne-ar ajuta, că avem mult de public speaking noi la... Ele sunt multe și în principiu noi le facem în primii ani de facultate, după care le mai continuăm vreo 10 ani și acum rămânem cu câteva, că n-ai timp să le faci pe toate ce făceai atunci. Sunt în... Cel mai bun pentru mine a fost cel cu creionul în gură. Știți, da? Nu? Eu nu. Am auzit de... Da? Așa trebuie să fie. Să țină conștiință și să vorbim. Bine ați venit la primul episod al podcastului Ce mai zici? Eu sunt Tudor Matei, alături de Barbara Marinescu. Prima ediție. Ei, și asta te obligă, vezi, să deschizi gura și să una din cele mai importante consoane în vorbire este râu. Și râul ăsta, el trebuie rulat într-un fel ca să se înțeleagă foarte. Și atunci avem brabrebribroblu și toate astea, mame, tot le facem toate astea. Dar asta cu creionul e foarte bun. Și mai e, dacă te precipiți puțin și vrei să deschizi bine gura, mai e cel cu temporal, cum se cheamă ăla de timp? Metronomul, mulțumesc frumos, mi s-a suflat în cască, metronomul. Cu metronomul, când, ca să poți să ai liniștea, să spui bine ați venit. Să pronunți toate cuvintele până la capăt. De exemplu, la multă lume nu s-aude bine ați venit. M-am dus sau la... Nu sau de T-ul, nu sau de P-ul, știi, cuvintele final. Sunt multe. Sunt seturi întregi de exerciții, de vorbit, dar sunt multe de respirație. Apropo de pac, sunt multe de... Multe lucruri. Asta mie mi se pare foarte greu, asta cu public speaking-ul ăsta. Mi se pare foarte greu, adică cine se apucă de asta trebuie chiar să... Sau are nativ, sau învață. Mm-hmm. Da. Am înțeles. Mai am o întrebare eu. Așa. Legat de teatru, scurt, consumi? Mai și consum sau doar produci? Mă, și sper, consum, mă sper, asta e filmul de pierd, zic ce răspund acum, că sunt la un podcast, nu consum. Mă atorpe de așa în altă direcție. Cum a fost genial. Mai am o întrebare legată de teatru. Consumi? Poftim? Așa, hai, reveni. Dacă consum teatru. Și consum sau doar produci? Da. Gata, acum. 10, Barbara, pentru ziua de asta e 10. Ce mai zici? Deci, merg la teatru când am timp. Îmi place să merg și eu nu sunt deloc critic cu când mă duc la teatru. Pe mine în continuare mă fascinează cum fac colegii mei când intră în scenă, de parcă nu așa la meseria asta. Deci eu mă uit uimit, cum plâng ei, râd, fac toate alea pe acolo și mă întreb, Doamne, de unde ori avea putere, de unde ori găsi puterea să fac așa ceva? Știi, când sunt spectator. Rar merg la teatru că joc în fiecare seară. Da. Chiar joc în fiecare seară, uneori de două ori pe, se uite acum, o să am câte două spectacole pe zi. Așa. Deci nu prea am timp să mă duc la teatru. Dar dacă mă duc, îmi face mare plăcere. Mare, mare plăcere. Da. Consumi? V-am luat prin surprindere. Tare. E bună de shorturi, așa. Da, poate să fie așa, nu? Da. Să luăm oamenii prin surprindere. Cultură, zic. Da, edităm asta. Știi să fie consumi? Cultură, zic. Da. Foarte tare, bravo.
Ce mai zici? Ce mai ziceți? Ce mai ziceți? Păi nu uite la podcast. Da, păi văd. Da, am tot vorbit de lucruri reale din societate, pe mai multe subiecte, și tot așa, țin minte, am citit un interviu, ai spus că ești o persoană realistă, da. Poate chiar cinică. Da. Și cum adică o persoană cinică? Adică, la ce te-ai referit? Mă refer la faptul că, de exemplu, în prietenie, eu menajez prietenii, dar nu-i menajez atât, nu, într-atât încât să nu le spun adevărul. Eu mie îmi spun adevărul, adică eu pe mine mă biciui câteodată cu adevăruri care sunt destul de dureroase și pe care și în general când sunt într-o situație evit să mint, sigur că ar fi mai bine să tac sau poate nu, dar de cele mai multe ori spun, zic, de cele mai multe ori zic și zic adevărul și zic ce cred eu și zic și câteodată asta e, nu e cel mai bun lucru și nici cel mai ușor de acceptat. Sigur, contează muzica pe care zici un adevăr, adică tonul face muzica, nu? Și așa, și încerc să am grijă la asta, dar sunt destul de realist, adică nu mă umflu, adică dacă cineva acum m-a zis, bună ziua, stăm de vorbă cu cel mai mare actor, cu talentatul, nu o să cred, adică nu... Îmi vine prima dată să spun nu, nici nu sunt cel mai mare actor și nici nu sunt, adică îți vine și nu e cum să cheamă, modestie, că nu sunt de acord cu modestia prostească, că nu sunt de acord cu asta, dar sunt realist, adică știu cine sunt, știu cât valorez, știu că nu sunt sunt cât sunt, știu ce am muncit, știu ce am, știu ce pot oferi, știu ce nu pot, știu care sunt calitățile, știu care sunt defectele, știu să fac din defecte niște calități dacă trebuie, adică știu toate lungul, poate nu poate să mă mie ceva să mă, băi ce frumos ești, că nu sunt frumos, că mă uși în oglindă. Adică îmi dau seama că nu sunt frumos. A, că sunt simpatic, că sunt haios, că așa, dar nu sunt un bărbat frumos. Că te uiți la Bradley Cooper sau te uiți la niște Florinel Piersic Junior sau nu știu, la Chirila, te uiți tu la niște bărbați. Nu poți să-ți cred despre mine că sunt un bărbat frumos. Am mai când începi și spui să ești frumos interior, tot nu mă ajut. Frumusețea e subiectivă. Asta vreau să zic și frumusețea lui privitorului. Și, dar tot ăla rămâne. Eu mă uit în oglindă, tot pe ăla-l văd. Îmi pare rău. Tot pe ăla-l văd. Nu poți să mă minți cu asta, de exemplu. Știi? Adică nu-mi dau voie să mă mint. Asta realist înseamnă că nu-mi dau voie să mă mint mai mult decât e cazul, că nici n-am nevoie și vreau să trăiesc într-o lume realistă în care să știu cine sunt, ce reprezint, ce pot să fac și ce nu pot să fac, ce mă doare și ce nu mă doare, toate lucrurile astea, știi? Și să nu trăiesc într-o lume imaginară a mea în care eu sunt cel mai bun actor, eu sunt cea mai mare vedetă, eu nu. Pentru că după aia te și comporți cu oamenii ca atare și e greșit. Dar, uite, fiind o persoană realistă, ai și menționat mai devreme, te consideri vedetă. Ai și tot așa legat, exact, și legat de... Noi nu avem vedete în România, că dacă am avea vedete în România, nu m-aș fi întâlnit cu, nu știu cine, nu m-aș fi la piață să fac piața. Adică aș avea și niște oameni care fac piața, niște impresari care să aibă grijă de programul meu, niște oameni care să mă ducă cu mașina unde am treabă, n-aș veni pe jos cu metrou. Noi n-avem vedete, noi suntem și oameni cunoscuți, care da, până la televizor, pe scenă, nu-ți imagina că mai ieșim pe stradă și putem face acest lucru. Să vezi că din 10 oameni, unul dacă te știe. Adică în capul nostru suntem vedete dacă suntem. Dar nu suntem vedete, suntem și oameni cunoscuți. Un pic mai cunoscuți decât ceilalți, odată, și suntem cunoscuți de către oamenii care merg la teatru. Că cei care, sau care văd niște emisiuni, dar în rest nu suntem cunoscuți. Sau de fanii Erica Isaac. Da, eu n-am o problemă. Oameni buni, nu, n-am o problemă, Doamne, să nu se înțeleagă. Chiar n-am ascultat. Nu, am ascultat. Glumele astea te pot costa în online. Hai de capul tău, nu-ți imaginezi. Eu zic să scoți această frază, te rog, vor și producătorii scoate, că te termină. Da, nu, chiar n-am nimic cu nimeni. Repet, nu am ascultat. Probabil că o să ascult, că o să-mi ajungă la ureche, o să găsească un taximetrist care să pună această melodie sau dacă un taximetrist, un prieten sau cineva sau ceva. O voi asculta. N-am considerat că e chiar așa de inevitabil, nu de netărit fără asta. Aia am vrut să zic. Ce ziceam? Ce mai zici? Ce mai zici? Tu ce mai zici? Da. Zic că e foarte frumos și că să ne vedem de treaba noastră și să ne vedem de scopurile noastre și să avem încredere în noi și că putem face o mie de lucruri cu noi și cu mintea noastră, mai ales cu mintea noastră. Să ne educăm mintea în așa fel încât să poată să fie curioasă, să nu-i fie frică și să meargă mai departe. E simplu. De noi tot am vorbit de prezent, de trecut. Sau de viitor. Să te întreb și ce planuri are Marius Manole în viitorul apropiat.
Sincer, planurile nu sunt foarte clare, pentru că la noi în teatru urmează să monteze un regizor foarte mare, adus de la Berlin, invitat de la Berlin, Ostermeier, în care distribuție, nu știu dacă sunt, pentru că dau un casting și nu știu dacă pot cu programul pe care l-am să joc acolo. Urmează să fac un spectacol cu doamna Maia Morgăștel la Ateneu din Iași. Și cred că urmează să reluăm Crimă și pedeapsă la Teatrul Bulan, la un spectacol în regia lui Iuri Cordonski, care s-a jucat foarte mult timp cu Casa Închisă, și acum ne-am dorit să reluăm acel spectacol. În rest, spectacol în fiecare seară și plănuiesc așa o vacanță pe undeva de Paște, pe undeva pe la casa unor prieteni, că mai mult timp de 4 zile n-avem. Și cam asta. Nu sunt mari planuri. Planul e să fim sănătoși. Cel mai mare plan, adevărul că cel mai mare plan pentru mine este să fiu sănătos. Asta e cel mai mare plan. Restul le organizez în funcție de asta. Le organizez în funcție de asta. Exact. Păi uite, în final, noi am vorbit acum despre teatru, despre film, despre actorul Marius Manole, dar și despre omul din spatele scenei. Și îți lansăm o provocare adresată tuturor invitaților noștri de a răspunde la... De până acum. Da, este primul care este supus la această provocare. Trebuie să știe că o să fie la această provocare. Așa. Înseamnă că au ajuns până aici, zice bine. Da. Să ne răspunzi la câteva întrebări fulge. Da. Care sperăm să-ți placă. Hai. Sunt drăguțe. Da. Hai că încep eu. Zic. Munte sau mare? Mare. Ok. Teatru sau film? Teatru. Pisici sau căței? Căței. Ok, ok. A, că s-a mea, corect. Tudor scrie super. Da, scriu foarte frumos. Așa zice, oamenii deștepți scriu un pic mai... Mulțumesc. Așa e, de asta și cu doctorii. Nu, dar s-a scurs că să nu copieze nimeni de la ei marile idei. Să nu înțeleagă din prima. Păi, da. A, gata, am înțeles. Da, aia e, dar nu că e așa, face el intenționat. Înțelege, da. Nu e că, așa. Ca să nu văd. Deci căței, a rămas la căței. Mă bucur că mi-a picat mie întrebarea asta. Mm. Sinatra sau Gică Petrescu? Nu pot să mă despart aici. Nu. Da, Gică Petrescu aș zice. Ok, deci Gică Petrescu. Da. Bun. Messi sau Ronaldo? Aici am mare atenție. Gata. Messi. Pineapple pizza, da sau nu? Nu. Sună ciudat. Nu. Îți place ție? De ce ești dezamăgit? Nu, am zis bravo, da. Ai luat-o personal așa, am zis că mă, Doamne ferește, zici că o fac, nu, nici tu. Eu nu pot să mănânc așa ceva. Deci ai luat-o așa Nu. Așa zic. Nu, că mulți oameni sunt politically corect, corect și zic că mie îmi place, dar eu nu. Și cu asta trebuie să fii politically corect, de ce Dumnezeu? Cu pizza, cu Dumnezeule? Apă sau vin? Ia fii politically corect. Zic, nu sunt vin. E clar, da, hai. Apă. Sarmale sau vin? Sarmale. Sarmale sau vin? Sarmale sau vin? Foarte bune. Sarmale sau vin? Mi-a rămas... E foarte bun. Sarmale sau vin? Sarmale sau vin? What? Sarmale. Dintre sau vin? Da. Era sarmale sau mici, dar a ieșit așa. Asta sarmale e. Sau vin? Sarmale sau vin? Sarmale și vin. Sarmale, sarmale cu vin. Și vin? Sarmale, nu. Sarmale și mici, sarmale. Sarmale. Da. Acasă, aici în România sau în afară? În acest moment, în anul ăsta, cu alegerile? 2025. Acasă ca să facem ca afară. Ce frumos. Wow. La revedere, tabără dragă. La revedere, noi plecăm. Ca încheiere? Ultim lucru, da. Avem ceva. Pentru mine? Surpriză. Ne-am gândit să facem tradiție pentru următorii invitați. Începând cu tine. Este un album, dacă puteți să ne poți să lași aici un gând, o idee, acolo bravo. Prima pagină e a ta, e acolo totul gata că... Deci după asta, da? Da. Să arătăm după asta, da. Deci avem acest da, Be My Guest. Be My Guest. Și aici invitații. Da, și după prima parte, da, deci ăla pe care l-am băgat în gură, nu? Nu. Hai că ăsta. Hai, lăsați. Scriu aici? Chiar prima? Da. Sau lasă așa? Încep de aici. Ah, unde dorești? Așa.
că m-ați ales. M-ați legat, nu? Înțeleg bine. Să vă calc dragul. Zic că-i de bine. Mulțumesc. Valoare 2024. Valoare? Da. Da. Salutați, am bătut în cuie, s-a lăsat în scripte. Mulțumim din suflet pentru, pentru tot, și pentru eu, sfaturi, pentru... Cum ați ales să fiu invitatul vostru, primul invitat. Mulțumesc frumos, asta înseamnă mult. Cei care s-au uitat, sperăm că ați învățat ceva, fiți curioși. Și dacă v-ați uitat, ce mai ziceți? Voi ce mai ziceți? Sau ce ziceți despre asta? Bye bye! Ciao!